Socialiștii nu acceptă decizia guvernului Sandu de a-și angaja răspunderea pentru modificarea legii procuraturii. PSRM afirmă că dacă Maia Sandu va selecta cei doi candidați pentru fotoliul de procuror general, asta nu se va numi independența justiției promisă de actuala majoritate parlamentară. Acest lucru înseamnă că viitorul șef al procuraturii generale ar urma să fie desemnat de șeful unui partid în funcție de opțiunile sale personale sau politice. O astfel de inițiativă de subordonare politică a procuraturii generale este inacceptabilă într-o țară în care se fac eforturi intense pentru reformarea justiției, consideră socialiștii. Mai mult, cei care deocamdată încă sunt partenerii de coaliție ai acum spun că Maia Sandu încearcă să provoace deliberat căderea guvernului, fiind încă sub emoțiile generate de pierderea alegerilor din Chișinău.